Ierul, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu. Doamna Sandu, bună seara! Bine ați revenit la Radio Moldova și vă mulțumesc mult pentru participare! Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație! Stimați radioascultători, vă reamintesc că ne puteți urmări, ne puteți vedea live și pe pagina de Facebook, accesând Radio Moldova sau compania Teleradio Moldova. Doamna Sandu, ce mai faceți? Ce face ex-premierul Maia Sandu, dar și liderul PAS Maia Sandu? Nu cred că contează titlul aici. Eu sunt bine, mulțumesc și sper că și cei care ne ascultă sunt sănătoși, sunt bine, pentru că asta este cel mai important lucru în situația, în timpul pe care îl trăim, cu această pandemie care, iată, nu se mai oprește. Da, într-adevăr, sperăm să ieșim cu bine și din această pandemie. Iată, revenind la actualitatea, la subiectele de actualitate, le vom lua pe rând. Vom discuta și despre Comisia pentru Situații Excepționale, deciziile care urmează să le anunțe referitor la anularea stării de urgență, la activitatea Guvernului, la mai multe declarații, la Consiliul Suprem de Securitate, dar haideți să le luăm pe rând. Vreau să ne spuneți, iată, astăzi a fost comisia pentru, deci urmează să fie comisia, se întrunește de fapt în ședință Comisia pentru Situații Excepționale și din câte a anunțat astăzi președintele Igor Dodon, dar și anterior premierul Ion Chicu, mâine, 15 mai, urmează să fie stopată starea de urgență. Ba mai mult, va fi instituit un cod roșu în sănătate publică, ceea ce înseamnă că, oricum, măsurile vor fi continuate, măsurile restrictive care au fost până acum vor fi în vigoare. Vreau să ne spuneți dacă această decizie de anul ăla de mâine, stare de urgență, credeți că este o decizie corectă și dacă Republica Moldova este pregătită sau cetățenii ar fi pregătiți să iasă toți la muncă? 2 luni de stare de urgență este destul de mult. Problema cea mare este că în aceste 2 luni, atunci când noi am stat cu minți acasă, marea majoritate, cel puțin până cei de la conducerea țării au dat exemplu prost și au ieșit la tot felul de evenimente și prin asta au încurajat anumiți oameni să nu respecte pe deplin aceste reguli de distanțare socială, în aceste 2 luni de zile trebuiau să se întreprindă suficiente măsuri așa încât să se controleze epidemia. Acum, pe de-o parte, suntem anunțați că trecem la următoarea etapă și aș vrea să înțeleg și eu și probabil și oamenii vor să înțeleagă ce înseamnă acest cod roșu, prin ce se deosebește acest cod roșu de starea de urgență pe care am avut-o până acum. Dar, pe de-o parte, ni se spune că se relaxează anumite măsuri, pe de altă parte, ni se prezintă cifre în creștere, deci numărul oamenilor infectați este în creștere, numărul de decese este foarte mare, am văzut cifra de astăzi, deci sunt lucruri care ne îngrijorează. Și noi ne întrebăm cu ce s-a ocupat guvernarea în astea 2 luni de zile, dacă nu am ajuns la scăderea constantă a cifrelor celor îmbolnăviți, dar vedem aceste creșteri și aceste oscilații în alte țări. Așa s-au întâmplat lucrurile. S-a pus țara în carantină, s-a controlat, s-a ajuns la controlul cifrelor și în momentul în care au început să scadă cifrele celor îmbolnăviți, atunci s-au relaxat măsurile. Deci, la noi nu este clar. E o problemă cu raportarea cifrelor, că nu sunt cifrele obiective corecte, sau e o problemă de incompetență și guvernul nu a făcut ce trebuia să facă în aceste 2 luni de zile ca să scăpăm de această infecție? Pentru că dacă ne uităm în țările din regiune, în țări cu aceeași dimensiune ca Republicii Moldova, o să vedem câteva cazuri pe zi, deci 10, maxim 20 de cazuri pe zi, nu 250 așa ca la noi. Doamna Sandu, tot astăzi a avut loc și Consiliul Suprem de Securitate. După această ședință, șeful statului Igor Dodon a declarat că toate investigațiile făcute în furtul miliardului, mai bine zis din 2015 până în 2019, au fost mimate. Raportul Kroll a fost cumva o greșeală, așa o califică domnul Dodon. Cu toate acestea, șeful statului ne asigură că există progres în acest domeniu. Iar cei care au
sunt în aceste investigații, numele acestora va fi dat în zilele următoare. Înainte de asta vreau să propun regiei să ascultăm o mică declarație a domnului Dodon, după care revenim la discuție. Vreau să vă informez, fără a veni astăzi cu detalii, că există progres substanțial în ceea ce ține de investigarea fraudei bancare. Cei care au comis aceste încălcări, cei care acum ne privesc și înțeleg despre ce vorbim noi, și concetățenii care așteaptă de la noi lucru concret, stimați concetățeni, o să vedeți, în timp apropiat, toți o să ajungă acolo unde trebuie. Există organele de anchetă, există dosarele deschise, e clar la ce persoane se referă, vor должен сидеть в тюрьме, и он сядет. Nu doar cei care la etapa finală au apărut în investigații, și nu doar unde s-au dus banii, dar inclusiv cei care au pregătit toată legislația, fiind în funcție de miniștri și membrii Comitetului de Stabilitate Financiară. Ei au pregătit toți, ei sunt arhitectorii. Da, doamna Sandu, vreau să ne spuneți ce așteptări aveți dumneavoastră, iată, după aceste declarații, ținând cont, sau la ce nume vă așteptați dumneavoastră să auziți în următoarele zile? Eu vreau să le reamintesc ascultătorilor că Igor Dodon stă în funcția de, sau în fotoliu de președinte de aproape 4 ani de zile și abia astăzi vine să ne povestească despre faptul că s-a făcut anumit progres, de parcă până acum nu avea o funcție în stat prin care să încerce să, insiste pe, sau să se intereseze cel puțin de investigarea pe furtul miliardului. Și iată, la câteva luni înainte de prezidențiale, vine și ne spune că o să aibă noutăți. Noi așteptăm noutățile astea cu mare nerăbdare și le așteptăm de ani de zile. Ne mai spune că numele sau lucrurile care au fost puse în raportul Kroll nu sunt corecte. Acum, ce vrea să ne spună? Că Șor, Plahotniuc, Filat, Platon și alții care apar în raportul Kroll n-au nicio treabă cu furtul miliardului? Asta ar fi o mare surpriză și eu nu cred că asta este adevărat. Deci, societatea, cetățenii, partenerii de dezvoltare, toată lumea își dorește foarte mult ca să se avanseze pe investigarea furtului miliardului și mai ales să se recupereze banii. Așteptăm de la nou procuror, de la nou procuror general deja de câteva luni de zile. Și cu cât mai repede această informație se va face publică, cu atât mai bine. Evident, cel mai credibil ar fi ca aceste lucruri să le auzim de la procuror, de la procurorii de la anticorupție, de la procurorul general și nu de la Igor Dodon, care, așa cum ziceam, a stat 4 ani în fotoliu de președinte și acum a venit să facă anunțul. Dar deja de în spațiu public se discută după aceste declarații că organele de drept, organele de anchetă, într-un timp relativ scurt, vor veni cu câteva nume pentru și va propune ridicarea imunității unor deputați. Cel puțin asta se menționează în ultimele declarații din spațiu public a unor analiști politici. Vreau să ne spuneți, doamna Sandu, aici făceau referire la Andrian Candu, făceau referire la unii deputați din Partidul Șor, adică ridicare să vină în Parlament, să fie ridicată imunitatea unor deputați care ar fi implicați în acest dosar. Vreau să ne spuneți dacă, cum credeți, deputații din Partidul Acțiune și Solidaritate ar vota pentru ridicarea imunității. Deci, deputații din Partidul Acțiune și Solidaritate și întreg partidul își dorește de mult și cu toată ardoarea ca să se facă lumină pe acest furt și cei care sunt vinovați să se facă, deci să fie pedepsiți. Și noi așteptăm cu nerăbdare procuratura. Sperăm că nu vor fi niște declarații politice, nu va fi un spectacol doar, că se va veni cu dovezi clare. Și evident, asta este un lucru la care ținem foarte mult. Să se investigheze furtul miliardului, să se facă publice toate informațiile dincolo de ce s-a făcut deja, s-a vehiculat în public. Și doi, toți cei care au participat la acest furt să fie sancționați. Asta este una dintre lucrurile cele mai importante care noi credem că trebuie să se întâmple. Acum, dacă această procuratură va face acest lucru sau nu, e altă întrebare. Până când, nu ne-a convins. Dar are timp. Un alt subiect care a fost discutat astăzi tot în cadrul Consiliului Suprem de Securitate a fost și aeroportul internațional Chișinău.
Astăzi Igor Dodon a declarat că guvernul pe care îl conduceți, l-ați condus, nu ar fi profitat de ocazia de a întoarce aeroportul internațional în gestiunea statului, dar haideți înainte să discutăm acest subiect, propunem să ascultăm declarațiile domnului Dodon. Anul trecut, când s-a schimbat guvernul, datoria față de stat a Avia Invest era 118 milioane de lei pentru perioada mai 2017-iunie 2019. Ce fac funcționarii din guvernul doamnei Maia Sandu? Semnează în luna iunie-iulie o tranzacție de reeșalonare, ca aceste 118 milioane să nu fie achitate imediat, dar să fie achitate până mai 2020. Dacă insistau atunci la 118 milioane, atunci putea să fie dată insolvabilitate la Avia Invest și atunci imediat se anula acordul de concesiune. Am solicitat de la colegii din guvern să dea detalii de ce funcționari numiți de fostul guvern au permis o astfel de reeșalonare în detrimentul statului. Dar chiar și această reeșalonare nu și-a executat obligațiunile investitorului. La moment are datorii 22 de milioane de lei, plus penalități, vreo 500 de mii de euro pe alte probleme, plus 10 milioane de lei, plus datorii la bugetul de stat curente 10 milioane de lei, plus o taxă care trebuie să o achite până la sfârșitul lunii iunie încă 9 milioane de lei. Per total, la vreo 50-60 de milioane de lei Avia Invest pe dator statului. Da, a fost președintele Igor Dodon. Acestea sunt declarațiile făcute astăzi în cadrul Consiliului Suprem de Securitate. Da, doamna Sandu. Iată, asta este o mare minciună pe care a spus-o Igor Dodon, o minciună mare cât el. Și pornind de la această minciună, ne întrebăm dacă și la primul subiect a spus adevărul sau a spus și acolo o minciună, că va veni cu aceste informații pe furtul miliardului. În primul rând, ce am făcut noi pe readucerea aeroportului înapoi în proprietatea statului? Am mers în instanța de judecată, dacă nu greșesc, în septembrie, după ce am pregătit toate materialele, pentru că a fost o tranzacție sofisticată și cu foarte multe abuzuri. Am mers în instanța de judecată și am cerut să se dezlege, deci instanța de judecată, să anuleze acest contract de concesionare pentru că a fost încheiat în mod abuziv. În același timp, am transmis la procuratură materiale suplimentare pentru ca procuratura să examineze cazul și din perspectiva corupției sau celor care au comis, care au fost implicați în în această tranzacție. Din păcate, justiția, pentru că, mă rog, guvernul a fost demis, justiția nici până astăzi nu și-a exprimat părerea, nu și-a expus decizia cu privire la aceste lucruri, dar din septembrie noi am mers în instanța de judecată. Deci Igor Dodon minte când spune că guvernul nu a făcut nimic. Eu trebuie să-l întreb acum, cetățenii trebuie să-l întrebe acum, ce s-a întâmplat în sistemul, deci în sistemul judecătoresc pe care el îl controlează, din luna noiembrie până astăzi, câte luni au trecut și de ce acest dosar care a mers în instanță din septembrie până astăzi, nu s-a întreprins nimic pe acest dosar. Cine împiedică acolo lucrurile? Deci asta este prima minciună și oricine poate să verifice actele, ele sunt publice, când am depus noi în instanța de judecată acest dosar pentru desfacerea contractului de concesiune aeroportului. Și dincolo de asta, se întrebe procuratura unde este în investigarea acestei tranzacții. Pentru că presupunerile procurorilor la momentul la care am discutat noi erau că banii au fost folosiți inclusiv de la Banca de Economii, deci din banii furați de la Banca de Economii, au ajuns pentru această tranzacție de concesionare a aeroportului. Întrebarea noastră e la el. 2. Pe această reeșalonare a datoriilor. Această reeșalonare a datoriilor nu a fost făcută de către guvern. A fost făcută de către Autoritatea Națională și Autoritatea Națională, din păcate, nu trebuia să ceară permisiunea guvernului pentru că are independență de decizie. Șeful Nicolaescu, numele lui este, aceste autorități, era numit de guvernul precedent, deci de guvernul Filip, nu a fost numit de noi. Noi l-am dat afară imediat ce am descoperit aceste nereguli și el a făcut lucrul ăsta la începutul guvernării, deci când noi doar intrasem în funcție și nu aveam cum să-i demitem pe toți. Deci în momentul în care noi am descoperit că el a semnat acest acord de reeșalonare a datoriilor, imediat Ministerul Economiei a inițiat o procedură disciplinară. L-am dat afară, cam greu, pentru că
el, deci a fost întâi suspendat, după care a fost dat afară, și ăsta este omul numit de guvernul Filip, deci sunt partenerii actuali de coaliție a lui Igor Dodon, iar informațiile noastre spun că însăși contractul de reeșalonare a fost pregătit la Ministerul Finanțelor cu implicarea lui Ion Chicu, care era ministru al finanțelor până în iunie 2019, pentru că acest acord de reeșalonare, în primul rând, toate aceste datorii s-au acumulat nu în iunie 2019, ele s-au acumulat până în iunie 2019 și contractul de reeșalonare a fost pregătit de Ministerul Finanțelor împreună cu această agenție și a fost semnat fără să întrebe Ministerul Economiei sau fără să întrebe deja Ministerul Finanțelor care a lucrat în echipa noastră. Deci noi l-am dat afară pe acest personaj anume pentru că a semnat acest contract de reeșalonare. Dar omul a fost numit de guvernul lui Filip și tot ce spune Igor Dodon aici este o minciună. Este ora 18 și 27 de minute, stimați radioascultători, vă reamintesc că ascultați emisiunea Loc de Dialog. Invitatul ediției din această seară este liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu. Doamna Sandu, vrem să trecem și la alte subiecte foarte pe scurt, pentru că am multe întrebări. Astăzi, guvernul Filip împlinește 6 luni de activitate. Vreau să ne spuneți... Chicu este. Îmi cer scuze, guvernul Chicu, da, 6 luni de activitate. Vreau să ne spuneți cum apreciați activitatea guvernului Chicu și de ce doriți ca acest guvern, până la urmă, să fie demis? Eu credem că acest guvern este o nenorocire pentru cetățeni. El e o nenorocire și în timp de pace, da? Pe timp de pandemie lucrurile sunt și mai complicate și am vorbit mai devreme despre cât de prost s-a administrat această criză sanitară, despre faptul, s-a vorbit foarte mult despre faptul că avem cea mai înaltă rată de îmbolnăviri în rândul lucrătorilor medicali și asta vorbește despre inacțiunile guvernului, deciziile proaste atunci când nu au pregătit spitalele, atunci când aflăm acum că doar în luna mai au ajuns respiratoare în spitale, deci după aproape 2 luni de zile. Știm cu toții că a fost mare deficit de alte echipamente de protecție, că s-a organizat societatea, au venit ajutoarele din România, aici pe intern nu s-a făcut nimic sau cel puțin lucrurile care s-au făcut cu mare întârziere și din cauza asta am ajuns să punem sistemul medical sau să ajungem cu sistemul medical într-un stres nemaipomenit din cauza că așa de mulți oameni sunt bolnavi. Deci, pe partea asta este un mare minus. Până la pandemie, acest guvern a stopat reforma justiției, deci nu s-a făcut absolut nimic și nu o să găsiți pe nimeni care să poată să aducă o dovadă că măcar s-a încercat să se facă reforma justiției. S-au stopat toate lucrurile pe care le-am pornit noi. Sunt criticați inclusiv și de Comisia de la Veneția pe acest domeniu. S-a revenit la contrabanda cu țigări. De exemplu, noi o să publicăm astăzi cifrele pe perioada guvernului pe care l-am condus eu, prin, deci contrabanda de țigări prin regiunea transnistreană s-a redus la zero. De la câteva miliarde până miliarde de țigări până să venim noi, pe perioada guvernării noastre, a fost zero. Și imediat după ce am plecat noi, începând din luna ianuarie-februarie, s-a revenit, la moment erau 200, sau cel puțin pentru martie și februarie, au fost deja 200 de milioane de țigări introduse prin Transnistria, iar asta înseamnă semn clar de contrabandă. Revin la situația actuală. Foarte grav că guvernul nu încearcă să salveze economia, să ajute economia, pentru că costuri oricum vor fi. Faptul că până astăzi niciun agent economic nu a fost ajutat și noi am venit cu propuneri din martie prin care am spus că guvernul ar trebui să subvenționeze salarii în sectorul privat, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii. Pentru că dacă închizi aceste întreprinderi, impui sistarea activităților, evident că aceste întreprinderi nu vor putea să-și salarizeze oamenii. Și asta are impact asupra agenților economici, pentru că dau faliment companiile și doi oamenii rămân fără locuri de muncă. Ce a făcut guvernul? A zis să se înscrie toți la Agenția Ocupării Forței de Muncă, să meargă acolo toți la șomaj. Deci, într-un fel, a forțat acest proces ca companiile să disponibilizeze angajații. Și o parte dintre companii deja e prea târziu să mai fie salvate, dar unele mai pot fi salvate. Dar pentru asta trebuie să se întreprindă măsuri dar astăzi. Iată, da, să admitem că era dumneavoastră erați la guvernare în această perioadă
când este și pandemie și colapsul economic și așa mai departe. Cum ați fi procedat? Cu ce, exact. Ce ați fi făcut exact dumneavoastră? Exact ce am sfătuit acest guvern, exact asta am fi făcut. În primul rând că situația trebuie administrată mult mai responsabil pe partea sanitară și nu o să intru aici în detalii. Pe partea economică, din martie trebuia să se ofere acest șomaj tehnic. Șomajul tehnic înseamnă guvernul transferă bani la companiile private, companiile private din acești bani plătesc o parte din salarii. Noi am zis 75%, pentru că, mă rog, nu sunt resurse nelimitate. Doi, am zis să se creeze un fond de garantare a creditelor, pentru că astăzi, în special întreprinderile mici și mijlocii, dacă merg la bancă și au mare nevoie de bani, banca nu o să le dea acești bani, nu o să le dea credite, pentru că nu au încredere că vor supraviețui și vor putea întoarce aceste credite. Deci e nevoie de un fond de garantare a creditelor. Astea erau două lucruri și ăsta cu garantarea creditelor încă este valabil, care trebuiau făcute imediat ca să nu permitem prăbușirea totală a economiei, pentru că cetățenii poate încă nu realizează ce prăpaste ne așteaptă sau cât de mare va fi impactul economic asupra societății și ulterior și impactul social, pentru că dacă se închid întreprinderea, asta înseamnă oamenii rămân fără salarii, rămân fără resurse ca să poată să-și întrețină familiile, iar ulterior și bugetul nu va mai primi bani în buget, pentru că dacă dispar companiile, nu are cine să plătească impozite. Și astăzi, din declarațiile anterioare, am înțeles că doriți să demiteți sau să fie demis acest guvern. Noi spunem că țara are nevoie urgent de un guvern care să lucreze pentru cetățeni, un guvern care să facă aceste lucruri despre care am vorbit și un guvern care este capabil să aducă bani din afara țării, pentru că în situația în care se reduc veniturile la buget și prim-ministru a anunțat că s-au redus cu 50% veniturile la buget, întrebarea este de unde se iau aceste resurse și poți să le iai să te împrumuți de la băncile comerciale din Republica Moldova și asta face statul în Republica Moldova, dar împrumutându-se de la băncile comerciale din Republica Moldova nu lasă resurse pentru sectorul privat și sectorul privat rămâne fără posibilitate să se împrumute. Sectorul privat are nevoie de acești bani ca să supraviețuiască. Pe de altă parte, acest guvern este incapabil, dă dovadă de aroganță și lipsă de corectitudine în raport cu partenerii internaționali și Republica Moldova este privată de surse ieftine pe care ar putea să le obțină. Noi am vorbit în aceste zile despre cele două tranșe din asistența macrofinanciară. Sunt lucruri care pot fi realizate într-o săptămână ca să vină acești bani. Cei din platforma DA spuneau că pregătesc o moțiune de cenzură, dar pentru a demite guvernul Chicu este nevoie de cel puțin 51 de voturi a deputaților. Cu cine credeți că veți, sau cine ar putea fi aliații sau deputații cei care ar putea demite acest guvern? De unde ați putea numărul necesar de voturi? Din punctul nostru de vedere, problema nu se pune să fie demis guvernul, problema se pune să fie numit un guvern mai bun. Și, da, dar până al numit trebuie să fie demis acesta, după nu vrem care... Noi nu vrem să lăsăm țara... Asta este paradoxul. Înțeleg. De unde? Păi până Cine? Nu găsim voturi, până nu găsim voturi și dacă se găsesc aceste voturi... Am văzut astăzi Partidul Democrat, a mai avut o întâlnire cu cei de la Partidul Socialiștilor și e clar că mariajul lor continuă. Evident, în această situație nu avem voturi ca să punem un alt guvern și noi suntem oameni responsabili. Nu putem să vorbim despre demiterea guvernului, oricât de prost ar fi acest guvern, dacă nu avem siguranța să numim repede un alt guvern mai bun, un guvern pro-european care să poată să aducă acești bani și care să poată să ajute cetățenii. Cei de la platforma DA, PAS-ul, cu câți deputați? 15. Cei de la platforma DA, 11. Grupul parlamentar pro-Moldova, contați pe 10? Am spus că 10? Atât timp cât cei de la Partidul Democrat nu sunt disponibili, deschiși pentru a-l părăsi pe Igor Dodon și a susține un alt guvern, această discuție nu și-are rostul, pentru că e clar că avem nevoie de voturile celor de la PD. Să înțeleg că nu veți merge în discuție cu cei de la Promoldova, adică cu Candu sau cu cei de la Șor? Cu siguranță nu discutăm cu cei de la Șor și pe restul trebuie să avem un număr de voturi. Dacă nu ai 51 de voturi, atunci degeaba discuți. Respectiv, așa cum am zis, atât timp cât nu există această certitudine și nu există astăzi această certitudine, din păcate, pentru că tocmai am văzut declarațiile Partidului Democrat. Ei insistă să susțină acest guvern în continuare. Deci până atunci
putem să discutăm, să căutăm voturi, dar ele sunt așa cum sunt și dumneavoastră cunoașteți, nu eu am făcut listele pentru celelalte partide politice, cine să ajungă în Parlament, am avut niște alegeri care n-au fost nici libere, nici corecte și în această componență a Parlamentului, care nu este deloc una aleasă democratic și reprezentativă pentru cetățenii Republicii Moldova, am încercat să facem cum mai bine pentru cetățeni. În vara anului trecut am votat cu socialiștii ca să scăpăm țara de Plahotniuc. Acum, din păcate, Dodon a luat calea lui Plahotniuc și încearcă să își subordoneze lui instituțiile și a uitat de cetățeni. Bine, el nici nu a avut niciodată cetățenii în grijă sau în vizor. Spunem că acest guvern nu ajută țara să treacă mai ușor prin această criză care se va aprofunda și va deveni tot mai grea de suportat pentru foarte mulți cetățeni. Dar nu putem să demitem acest guvern în situația în care nu avem suficiente voturi pentru un guvern mai bun. Dar eu insist totuși. Puteți să insistați, vreau să spuneți, eu să dacă spun veți același merge lucru. Totuși și veți, deci, sunteți bazați nu avem pe, acum voturi. Pe voturile pro-Moldova. Nu pe... avem acum voturi suficiente și nu are rost să discutăm. Bine. Doamna Sandu, iată, astăzi am citit tot pe Facebook, ex-premierul Ion Sturza a comentat și a declarat că actualele partide de dreapta, inclusiv PAS și Platforma DA, au un singur scop și anume readucerea la putere a lui Plahotniuc Șeșor în schimbul unor funcții. Aici, spus asta domnul Sturza? Domnul Sturza. Aici voiam să vă întreb. Dacă nu vă gândiți că, votând demiterea guvernului Chicu, riscați să readuceți pe arena politică din țară la cei de la ce v-ați pornit din vara anului 2019, atunci când a plecat Vlad Plahotniuc din țară. În primul rând, eu consider această acuzație una aberantă. Îmi pare rău că trebuie să folosesc acest cuvânt, dar cred că este cuvântul potrivit. În al doilea rând, noi am demonstrat în timp că ne preocupă cetățenii și ne-am demonstrat în timp cât de importantă este pentru noi lupta împotriva corupției. Trei, am zis și mai repet, nu punem înainte demisia guvernului, înainte să avem certitudinea că putem să numim un guvern mult mai bun, care este format din oameni onești, care este format din oameni competenți profesional și care au suficient sprijin politic ca să poată să facă lucrurile bine. Da, este mult mai simplu să stăm deoparte și să lăsăm acest guvern să demonstreze în continuare incapacitatea, doar că vor suferi cetățenii, din păcate, și ei suferă și, cum spuneam mai devreme, criza o să se aprofundeze. În același timp, este foarte complicat pentru noi, în actuala construcție parlamentară, să găsim o soluție bună, de care să fim siguri că, într-adevăr, nu sunt tot felul de personaje ascunse și în spatele unei formațiuni sau alta, și noi am văzut asta de-a lungul timpului. Dar o să analizăm și o să vedem. Deci, nu... repet... nu ne propunem doar să demitem guvernul și după aia să stăm și să ne gândim ce facem mai departe. O atitudine înțeleaptă din perspectiva noastră este întâi să găsești soluția pentru un guvern mai bun și atunci când ai certitudinea că poți să numești un asemenea guvern, atunci să mergi la următoarea etapă. Ieri? Astăzi am văzut, repet, ce a zis Partidul Democrat, că ei rămân în această majoritate. Asta înseamnă că automat nu, pentru moment nu există oportunitate pentru Ieri președintele platformei, da, Andrei Năstase, a declarat în cadrul unei emisiuni că are deja trei candidați pentru un nou prim-ministru. Eu cred că asta nu este cea mai mare problemă, să vii cu nume pentru funcția de prim-ministru. Și spuneam și eu ieri, mai complicat e să găsești acum candidați buni la funcția de ministru a sănătății, unde trebuie... recuperat, nu știu cum să zic eu, încrederea oamenilor din sistem în stat, ca aceștia să fie
să aibă siguranța că lucrurile se vor îmbunătăți suficient de repede și că sistemul este pregătit eventual pentru al doilea șoc, dacă asta se întâmplă în toamnă, al doilea val. Și chiar și după asta, oamenii din sistem sunt foarte supărați la cum i-a tratat statul și la cum le-a închis gurile să nu vorbească despre problemele adevărate cu care se confruntă. Și vă imaginați că unii dintre ei vor vrea să plece după ce va trece această pandemie, supărați de modul în care au fost tratați. Iar asta înseamnă, chiar dacă nu vom avea al doilea val de COVID, asta înseamnă să rămânem descoperiți în sistemul medical, care și așa nu era în cea mai bună stare, pentru că mulți oameni au plecat deja. Doamna Sandu, dar spuneați anterior că contați pe voturile celor din Partidul Democrat, deputaților din Partidul Democrat. Vreau să întreb, dar dumneavoastră sunteți gata să-l iertați pe Pavel Filip odată ce el a votat sau colegii deputații au votat pentru demiterea guvernului pe care îl conduceați? În politică, dacă ești om responsabil, nu contează lucrurile sau supărările tale personale. Dacă contau supărările mele personale, niciodată nu aș fi votat cu Igor Dodon guvernul pe care l-am votat și majoritatea parlamentară pe care am format-o în iunie anul trecut și nu am fi scăpat țara de Plahotniuc. Dacă contau supărările mele personale în raport cu un politician sau altul, nu aș fi făcut tare multe alte lucruri, dar nu am venit în politică pentru confortul meu personal. Nu pot să spun că îmi place cum se face politică în Republica Moldova. Pentru că în Republica Moldova este mare nevoie de curățarea clasei politice. Faptul că noi construim un partid pe principii de transparență, corectitudine, finanțare legală a partidului, nu înseamnă că avem de-a face cu alte partide politice construite pe aceleași principii. Și asta este marea dificultate, pentru că noi astăzi avem de ales să facem, dacă vrem să facem guvern, nu discutăm de ideologii, că nu asta este problema. Deci diferențele nu sunt ideologice. Bine, în raport cu socialiștii e o diferență enormă geopolitică, dar în rest, noi nu suntem separați de ideologii. Noi suntem separați de partide formate din oameni onești și partide formate din oameni corupți. Acum, ce facem? Nu participăm nici într-un fel, stăm deoparte. Asta vară am ales să nu stăm deoparte, că ne-am gândit că merită să ne expunem, să ne punem la bătaie imaginea, să facem lucruri total neplăcute, doar ca să scăpăm țara de Plahotniuc. Dar acum iarăși suntem într-o situație dificilă și o să analizăm și o să vedem ce este mai bine pentru cetățeni. Chiar uneori cu costuri pentru politice. Pentru că chiar ieri aici în studio a fost fostul premier Pavel Filip. Dumnealui spunea că cei care au plecat din Partidul Democrat și au aderat la Promoldova și la Partidul Șor, tocmai aceia sunt oamenii care au votat sau au insistat pentru demiterea guvernului Sandu, sau tocmai aceia sunt oamenii care au insistat pentru a face coaliție cu Partidul Socialiștilor. Dar întrebarea mea este alta. Vreau să ne spuneți, nu știu, dacă până la urmă ați discutat cu domnul Filip. Nu, personal nu am avut nicio discuție. Știți că am făcut această invitație și publică la public la un moment. Mă rog, ei n-au venit, dar eu nu sunt în Parlament. Eu nu sunt deputat. Acolo, între deputați, se discută pe diferite subiecte. Eu sper foarte mult acum, indiferent cine și unde se află, că și Partidul Democrat și alte fracțiuni vor vota pentru toate condițiile, pentru îndeplinirea tuturor condițiilor, pentru tranșa a doua și tranșa a treia din împrumutul Uniunii Europene. Deci aici, de exemplu, eu văd o oportunitate de a vota în comun, pentru că sunt niște bani care pot să ajungă la cetățenii Republicii Moldova și cetățenii Republicii Moldova au mare nevoie de acești bani acum. Deci, iată, pe asemenea lucruri cred că putem să discutăm și putem să încercăm să facem ceva împreună pentru cetățeni într-o situație atât de complicată. Bine. Vreau să ne spuneți cum vedeți dumneavoastră exodul, plecarea deputaților din Partidul Democrat. Nu cred că eu sunt, sau nu cred că asta bine, mă interesează. Bine, dintr-o parte. Iată, nu cred că asta mă interesează oricum, pe mine. Sunteți în arena politică. Atunci când formezi un partid pe baze nesănătoase, asta se întâmplă. Atunci când un asemenea partid în trecut a cumpărat, că așa se zvonește, a cumpărat deputați de la alte partide, acum lucrul ăsta se perpetuează și merge mai departe. Când construiești un partid pe baze sănătoase, când banii
nu sunt la baza construirii partidului. Dimpotrivă, tu faci sacrificii muncind la partid și neavând posibilitatea să câștigi un salariu mai bun în altă parte pentru că îți dedici timpul acolo. Iată, când faci voluntariat ca noi 3 ani de zile, atunci loialitatea față de echipă, față de valorile pe care le promovează partidul, este una adevărată. Atunci când partidul este format pe baze nesănătoase, atunci evident se întâmplă ce se întâmplă. Și eu niciodată nu am încurajat și nu am aplaudat aceste treceri de la un partid la altul, pentru că ele nu sunt sănătoase. Doamna Sandu, vreau să ne spuneți, dar care este astăzi relația dintre dumneavoastră și Andrei Năstase? Și dacă mai există totuși blocul electoral acum? Nu poate să existe bloc electoral în situația în care nu există alegeri. Deci, la modul, cum să zic eu, juridic, blocul există până în ziua alegerilor, inclusiv în ziua alegerilor. După ziua alegerilor, bloc electoral nu mai există. Poate să existe altfel de bloc, un bloc politic. Există o anumită conlucrare în mai multe raioane, deci există o singură formațiune. Bine, care se numește blocul. Scuze, acest bloc politic există? Este el actual azi? El este. Este lucrativ? Pentru el nu a fost anulat de nimeni. Pe alocuri lucrurile funcționează mai bine. Pe alte părți lucrurile nu funcționează foarte bine. Deci în anumite localități funcționează, în anumite localități nu funcționează foarte bine. Acolo unde, mă rog, unii s-au dus și au votat cu alte partide și la nivel central, dumneavoastră vedeți, sunt și inițiative comune. Pe alocuri sunt și știu eu, lucruri spuse destul de acid la adresa noastră. Noi nu încurajăm acest lucru, noi credem că nu este constructiv să se facă gâlceavă între partide pe segmentul pro-european. Noi am propus să se semneze un acord de neagresiune, chiar dacă cei de la platforma DA nu l-au semnat, noi ne ținem de acest acord de neagresiune și nu o să găsiți în spațiu public lucruri pe care le spunem noi, deci critici pe care le aducem sau lucruri care le spunem noi la adresa oamenilor din platforma deci DA, care să creeze animozități. Pentru că tot aici, în cadrul emisiunii Loc de Dialog, săptămâna trecută, Andrei Năstase spunea că cei din PAS au destrămat blocul electoral acum. Blocul politic, blocul acum, îl destramă cei care vin cu atacuri la parteneri. Deci așa se destramă. În situația în care ne dorim în realitate să existe parteneriat, trebuie să fim foarte atenți la lucrurile pe care le spunem. Că, mă rog, și pe parte și pe alta pot să existe replici. Dar noi credem că este în interesul cetățeanului, în interesul țării, să ne ținem replicile acasă și să fim extrem de atenți cum comunicăm și ce comunicăm, ca lucrurile să nu fie interpretate greșit și, doi, să nu... Această gâlceavă, dacă e pornită și mai ales dacă este susținută, ea face bine oponenților noștri. Iar oponenții noștri sunt corupții de la guvernare, de care trebuie să scăpăm țara. Vreau să trecem un pic pe scurt și la alegerile parlamentare, deși la sigur că nu mai pot fi organizate. Așa spune legea, așa spune Constituția. Așa spune legea. Dar ați fi de acord ca după alegerile prezidențiale să fie totuși organizate alegeri parlamentare? Totul depinde de ce o să se întâmple în următoarele luni. Deci este foarte greu. Vedeți cum lucrurile se schimbă foarte repede. Sau un răspuns mai exact va fi după prezidențiale. Bine, s-ar putea să fie după prezidențiale, s-ar putea să fie până la prezidențiale. Depinde de context, de ce o să se întâmple și cum o să se întâmple. Dar până la prezidențiale să ne așteptăm cumva la o reformare politică, poate, nu știu. Tocmai am discutat că singurul lucru care, de care ar avea nevoie țara ar fi de un guvern mai responsabil. Dar se pare că, la moment, nu avem cum să votăm un guvern mai responsabil. Eu nu exclud că acest lucru va deveni posibil la un moment, dar depinde de altă lume din Parlament. Da, într-adevăr, lucrurile vor fi deja mai clare după alegerile prezidențiale. Vreau să ne spuneți dacă ați decis cum veți merge în alegerile prezidențiale sau cu ce veți avea un singur candidat de dreapta, așa cum spunea domnul Năstase, cum insista, sau veți merge cu un candidat al Partidului Acțiune și Solidaritate? În primul rând, pe dreapta deja s-au lansat câțiva candidați, așa că nu știu cum se poate spune la această etapă că va fi un singur candidat. Noi urmași și noi să luăm o decizie pe acest subiect încă în luna aprilie, dar pe motiv că au fost impuse aceste restricții, a trebuit să anulăm congresul. Și o să vă spun, până la congres, o să vă spun care este percepția mea. Percepția mea este că în aceste alegeri prezidențiale o să avem mai mulți candidați pe dreapta. Nu cred că este sfârșitul lumii.
în situația în care se respectă acest acord de neagresiune pe care ceilalți, din păcate, nu vor să-l semneze. Pentru că dacă totuși cu toții avem un singur obiectiv, să nu lăsăm pe Igor Dodon să mențină, deci să obțină al doilea mandat, atunci este foarte clar cum ar trebui să fie construită această campanie și că ar trebui să evităm tot felul de animozități, așa cum am zis mai devreme. Și noi credem că asta este posibil. Noi credem că cu toții trebuie să facem acest efort. Iar cetățenii vor decide cine trebuie să meargă în turul 2 și respectiv deci ulterior să înțelegem cine că să câștige. PAS va merge cu un candidat al său. Eu cred că asta se va întâmpla, chiar dacă decizia evident trebuie să o ia partidul la congres și acum așteptăm și noi să înțelegem cam când ar putea să aibă loc acest congres, pentru că e un pic mai complicat să organizezi un congres online. Încercăm noi să organizăm alte ședințe ale partidului online cu câteva sute de oameni. Un congres totuși e un eveniment mare, important, la care trebuie să participe mulți delegați și sperăm să putem în curând să revenim la o normalitate, dar nu este clar. Să admitem că colegii insistă, vă înaintează pe dumneavoastră, sunteți de acord să candidați? Bine, deci dacă va fi decizia partidului și dacă la momentul la care vom lua această decizie voi avea șanse bune ca să câștigă aceste alegeri, atunci cred că o să mergem, cum am zis, cred că se va întâmpla acest scenariu, când în turul 1 vom avea mai mulți candidați și în turul 2 deja o să susținem un singur candidat pe centru-dreapta. Conform sondajelor, în turul 2, dacă veți candida dumneavoastră și dacă va candida și președintele, actualul președinte Igor Dodon, vă veți duela. Doar vreau să vă întreb aici, pe voturile cui contați în turul 2? Discutați cu unioniștii? Cu partidele? Am discutat cu câteva, deci cu reprezentanții blocului Unirea și avem relații bune, deci evident că discutăm și evident că contăm pe sprijinul tuturor și pe sprijinul multor oameni de treabă din țara asta care au înțeles că nu se mai poate continua așa cum este astăzi, că altfel rămânem fără țară și fără oameni. Doamna Sandu, dar anterior, bine, chiar săptămâna trecută, tot aici în studio, domnul Năstase spunea că i-ați promis înainte să fiți premier că nu veți candida la funcție de președinte al țării. Dar înainte de asta voi ruga regia să pună un insert pe scurt. Rog regia să pună insertul denumit Năstase prezidențiale, vă rog foarte mult, după care revenim la discuție. Înainte de a merge la guvern, am avut o discuție, un dialog cu doamna Sandu. Dânsa mi-a promis atunci că nu va mai candida la președinție în condițiile în care Platforma Demnitate și Adevăr o susține la funcția de premier. Platforma, da, și-a ținut cuvântul ca de fiecare dată, pentru că așa suntem noi. Suntem oameni de cuvânt. Eu, bărbat, spun de fiecare dată că un bărbat e atât cât e cuvântul lui. Și atunci eu niciodată nu am deviat de la cuvântul meu. Doamna Sandu a făcut un angajament în iunie 2000. 19, că ne va susține la prezidențiale, așa cum noi am susținut-o în 2016 la prezidențiale, așa cum am susținut-o în 2019 la premier. Da, au fost declarațiile de săptămâna trecută ale domnului Andrei Năstase. Eu cred că domnul Andrei Năstase înțelege că noi mergem în aceste alegeri prezidențiale ca să le câștigăm. Deci de aici trebuie să pornim. Dacă cu toții ne dorim bine pentru țara asta, scopul nostru trebuie să fie să câștigăm aceste alegeri. Și în momentul în care, dacă domnul Năstase ar avea o șansă foarte bună în sondajele, și sondajele înseamnă suportul cetățenesc, probabil am avea altă discuție. Acum lucrurile sunt așa cum sunt. Din păcate, la alegerile din Chișinău lucrurile s-au întâmplat așa cum s-au întâmplat. Și noi acum trebuie să discutăm în contextul actual și din punctul de vedere a obiectivului pe care îl urmărim. Am avut o discuție pe coridor înspre votul, spre când a fost votat, când a fost votat guvernul, dar și atunci am făcut ceva bine pentru țară, deci nu am făcut ceva bine pentru PAS sau ceva bine pentru platforma, da, deci noi am mers împreună acolo ca să facem un lucru bun pentru țară și, mă rog, pe jumătate a fost bun, după care lucrurile au fost răsturnate. Dar dacă stăm să ne întrebăm ce urmărim în aceste alegeri și dacă domnul Năstase este sigur că poate să obțină un scor foarte bun, eu i-am spus și repet aici,
o să-l sprijin în turul 2, evident, dacă ajunge în turul 2. Sunteți gata să-l sprijiniți pe domnul Năstase? Dacă ajunge în turul 2, evident că sunt gata să-l sprijin. Dar altfel, noi trebuie să pornim de la premisa că trebuie să câștigăm aceste alegeri. Asta este ideea principală. Da, vom vedea și pe data de, după data de 1 noiembrie, atunci când s-a votat cel puțin în comisia parlamentară, va fi sau nu, vom vedea deja ce vor decide deputații în Parlament, cum vor vota. Vreau să ne referim foarte pe scurt, pentru că mai avem 5 minute până la sfârșitul acestei ediții, referitor la Curtea Constituțională. Ne aducem aminte foarte bine, în vara anului 2019, Curtea Constituțională spuneați atunci, chiar și când după ce ați venit în funcția de prim-ministru și ați venit aici în studio, spuneați că Curtea Constituțională a fost acaparată de Vlad Plahotniuc, după care a fost până în iunie. Vreau să ne spuneți, în opinia dumneavoastră, cum ați văzut Curtea Constituțională din iunie până în aprilie și din aprilie până astăzi? Am fost foarte dezamăgită atunci când am aflat că în fruntea Curții Constituționale a fost ales un om care până atunci câteva zile fusese membru de partid, pentru că noi ne-am propus să depolitizăm instituțiile, să le redăm credibilitatea și în momentul în care în fruntea unei instituții este numit un om care a fost membru marcant al unui partid politic, aceasta transmite un semnal foarte greșit. Nu știu cine a votat. Ca să explic, nu știu cine a votat atunci și cum s-a întâmplat votul acela pentru ca să ajungă un fost membru al Partidului Socialiștilor, om foarte apropiat de Igor Dodon, să ajungă în fruntea curții. Și nu știu ce s-a întâmplat, pentru că ceva s-a întâmplat acolo, că cineva și-a schimbat opinia și a votat altfel și a fost ales alt om în fruntea curții. Nu am putut să judecăm prea mult despre curte în aceste luni până s-a pornit discuția pe creditul rusesc și înainte de asta pe asumarea de răspundere a guvernului Chicu, pentru că nu au prea fost decizii ale Curții Constituționale ca să ne dăm seama ce fel de decizii se iau și cum se iau. Acum ne-a surprins și pe noi această schimbare atunci când a fost clar, când Curtea a zis că nu este bine ca să vină guvernul și să nu prezinte legea în Parlament și să nu fie prezentă majoritatea și să se considere că a avut loc totuși procesul de aprobare. Deci asta a fost prima dovadă că Curtea nu este subordonată actualei guvernări, pentru că altfel nu ar fi luat o asemenea decizie. Și da, și această decizie pe creditul rusesc, într-un fel, vine să confirme că Curtea nu este, sau majoritatea, pentru că știam că sunt oameni independenți acolo, dar majoritatea judecătorilor de la Curtea Constituțională nu stau la cheremul lui Igor Dodon. Vreau deci, să ne spuneți, asta s-a întâmplat. Da, dacă v-ați referit pe scurt, creditul rusesc, am înțeles de ce, am înțeles și opiniile dumneavoastră și au fost transmise toate opiniile. Vreau să ne spuneți dacă va fi renegociat acest acord. Va fi renegociat în forma în care recomandă Curtea Constituțională. Cu excluderea celor puncte? Exact. Mă rog, atunci nu este niciun pericol pentru țară. Evident că eu mi-aș dori, înainte de asta, guvernul să obțină toți banii de la Uniunea Europeană, pentru că sunt bani mult mai ieftini. Dar guvernul e atât de cu piciorul. Așa cum a zis Ion Chicu, nu are de gând să aprobe legea ONG-urilor, pentru că lui se pare că legea ONG-urilor e un mare pericol pentru Republica Moldova, nu faptul că țara rămâne fără bani. Și eu, evident, mi-aș dori, în primul rând, țara noastră să obțină toți banii ieftini, pentru că de la Uniunea Europeană parte din bani sunt donații, nici nu trebuie rambursați, iar pe partea de credit, dobânzile sunt foarte mici. Și după asta, dacă nu ajunge, poate să se împrumute și la dobânzi mai mari, dar fără clauze în care se introduc datorii private și alte chestii. Doamna prim-ministru, doamna Sandu, eu vă mulțumesc mult pentru participare. Vă așteptăm cu drag și la o altă ediție. Stimați radioascultători, vă reamintesc că ați ascultat emisiunea Loc de Dialog. Invitatul ediției din această seară este ex-premierul Maia Sandu, dar și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate. Eu, Cristina Popescu, și regizorul Veronica Butnariuc vă dorim o seară liniștită, iar acum vă îndemn să rămâneți cu știrile de la ora 19, realizate de colega Elena Chirilov-Munteanu. Numai bine, sănătate!
Loc de dialog. Argumentul contează. Aici Chișinău, Radio Moldova, este ora 19. Radio Jurnal. Bună seara, sunt Elena Chirilov-Muntean, ascult.